Președintele Ucrainei i-a avertizat pe oficialii occidentali că încheierea războiului cu Rusia nu garantează pacea. Zelenski mai spune că a prezentat la adunarea generală a ONU, dar și la summitul G20, propriul plan de pace, asta în condițiile în care Rusia se confruntă cu eșecuri tot mai mari în cele aproape 9 luni de război. Simply, the end of the war doesn't guarantee peace. Russia is now looking for a short truce, a respite to regain strength. Someone may call this the war's end, but such a respite will only worsen the situation. Any voiced ideas of our land's concessions or of our sovereignty cannot be called peace. Ukraine proposed precisely such a peace formula. I presented it to the UN General Assembly and the G20 summit, and I'm asking you to help us implement this formula. This is the only way to the real peace. După ce prim-ministrul britanic Rishi Sunak a anunțat ieri un nou pachet de sprijin pentru Ucraina, Volodymyr Zelensky i-a mulțumit acestuia pentru ajutorul oferit. Sunak promite Ucrainei 125 de tunuri antiaeriene și alte tehnologii de apărare pe care Marea Britanie l-a evaluat la suma de 50 de milioane de lire sterline. Сьогодні відбувся і надзвичайно важливий візит в Україну. Візит нового прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака. Дуже змістовний візит. Усі ключові питання наших відносин встигли обговорити. Будуть нові результати для обох наших країн. Це вже точно. Дякую, Ріші, пане прем'єр-міністре, за готовність разом з нами ще міцніше захищати свободу. În timp ce Sunak se afla în vizită la Kiev, în Herson, oraș recent eliberat, rachetele au lovit un depozit de combustibil care a luat foc. A fost pentru prima dată când un depozit a fost distrus în acest oraș de la retragerea Rusiei din urmă cu mai bine de o săptămână.